Budinașilor, astăzi o să vă arăt cum puteți să deveniți invizibili pe noul update din Brookhaven. Așadar, să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și trebuie să ieșim puțin de pe Brookhaven pentru că trebuie să ne luăm anumite chestii. Și hai să mergem aici la avatar, iar aici sus trebuie să căutăm City și după aceea trebuie să luăm corpul acesta de femeie. Hai să-l cumpărăm, gata, i-am dat get. Sper că nu mi l-a pus direct pe mine, sincer să fiu. Hai să-i dăm acum X la toată nebunia asta. Dăm aici cancel și acum mă întorc puțin înapoi. Oh, ce bine că nu mi-a pus corpul pe mine. Unde este, măi, piciorul? Uite aici. Ok, și trebuie să alegem piciorul stâng. După ce am ales piciorul, trebuie să mergem acum să căutăm aici, să vedem la build. Și aici trebuie să mă fac foarte, foarte înalt, da? Aici trebuie să mă duc în dreapta de tot și acum sunt și mai înalt, bro. Oh my god! Am reintrat pe Brookhaven, hutinașilor, și ia uitați-vă la mine cât de înalt sunt. Însă trebuie să mai îmi dau un reset ca să fiu și mai înalt de atât. Mamă, sunt uriaș, bro! Și acum ce trebuie să faci ca să devii invizibil pe noul update din Brookhaven? Trebuie să te duci să cauți un scaun și hai să vedem, cred că merge și cu bancheta asta de aici. Dacă ai ajuns la un scaun sau la o bancă, banchetă și așa mai departe, trebuie să te duci să cauți emote-ul Heart și dacă apeși pe Heart, o să te pui așa pe jos, după care dacă încerci să te urci aici, ce se întâmplă? Devii invizibil! Deci nu te mai vezi deloc, frate! Băi, ce tare e glitch-ul acesta, chiar funcționează, deci 100% poți să devii invizibil pe noul update din Brookhaven. Hai să vedem și la un scaun, de exemplu, o să încercăm aici la scaunul de la birou, o să mă pun din nou cu Heart și mă duc să mă așez pe scaun, ia! Ui, da, chiar merge! Sunt invizibil! Nu știe nimeni că sunt aici la birou și dacă vine cineva, pot să spionez acea persoană fără nicio problemă, frate, și nici măcar nu știe că sunt aici. Mamă, ce tare! Însă, cred că nu se poate așeza pe scaun, cel mai probabil. Ia uite, cineva mă salută! Salut! Și aș mai vrea să mai încerc și la o casă. Hai să punem viteza 45. Vreau să văd dacă funcționează și într-o casă, bro. Ușa e deschisă aici, nu e deschisă, dar hudinașul poate să se strecoare înăuntru în această casă. Hai să punem pătuțul. Zbeng și am intrat în casă. Iar acum aș vrea, de exemplu, să mă pun aici pe scaunul acesta. O să folosesc Heart-ul și dacă mă duc pe scaun, băi, am devenit invizibil. Mamă. Deci dacă o să vină acum persoana care și-a cumpărat casa aici, cu siguranță nu o să știe că eu sunt în casă. Aș putea să-mi scot și pătuțul. A, nu merge din cauza că sunt pe scaun. Și aș mai vrea să mai încerc totuși și la etaj. Dacă merge, hai să vedem. O să mă pun, de exemplu, pe scaunul. Oh, și-a scos casa, serios? Mamă, nici n-am apucat, bro, să mă pun acolo. Hai să mă teleportez aici. O să intru în casa asta. Sper să nu fie acasă să mă baneze sau ceva de genul ăsta. A, e aceeași casă. Ok. La asta chiar nu mă așteptam. Și o să încerc la calculatorul acesta să vedem dacă pot să mă pun acolo și să nu mă mai vadă nimeni. Ia. Dacă mă pun pe scaun. Băi, nu mă pot urca pe scaunul ăsta? What? Mamă, deci pe scaunul ăsta nu mă pot urca, frate. Ok, bada, am reușit și sunt invizibil. Deci sunt aici pe scaun, însă nu poate să mă vadă nimeni. Sunt efectiv invizibil. Oh my god, chiar funcționează. Este timpul să-mi dau reset la caracter și să vă arăt o altă metodă prin care puteți să deveniți invizibili pe noul update din Brookhaven. Gata, m-am micit, frate.
mi-am revenit în sfârșit. Și acum hai să facem în felul următor. În primul rând trebuie să mergem aici la culoarea pielii și să ne punem culoarea neagră, pentru că o să ne ajute când o să ne camuflăm, ca să nu ne mai vadă nimeni. Și ce trebuie să mai facem? Trebuie să căutăm un tricou negru sau ceva de genul acesta, ca să nu ieși foarte, foarte mult în evidență. Uite cum este, de exemplu, tricoul acesta. Iar apoi avem nevoie de o mașină. Ne trebuie mașina aceasta. Cineva îmi fură mașina, pe bune, bro? Ok, gata, am dat-o jos de la volan pe fata aceasta. Păi, deci nu-mi vine să cred că a vrut să-mi fure mașina. Serios? Și acum trebuie să mă fac mic, rău, rău de tot. O să mă fac de 0.5, după care trebuie să mă pun cu lay down. Mergem aici așa și apăsăm pe lay down. Și apoi, dacă te urci să conduci mașina, pur și simplu nu o să te mai vezi, da? Deci dacă te uiți aici la mașina aceasta, nici măcar nu se vede că sunt la volan, ceea ce înseamnă că am devenit invizibil și mă pot plimba cu mașina fără nicio problemă, iar jucătorii de pe Brookhaven vor crede că această mașină este bântuită și nu este condusă de nimeni, se conduce efectiv singură. Deci asta este tot ce trebuie să faci ca să devii invizibil conducând o mașină. Și vreau să vă mai arăt încă o metodă de a deveni invizibil. O să trebuiască acum să îmi dau reset din nou, să revin la forma mea normală și hai să vedem acum următoarea metodă. Pentru următoarea metodă trebuie să ieșim de pe Brookhaven și desigur trebuie să mergem puțin del la avatar aici să facem câteva modificări. Avem nevoie de anumite chestii. În primul rând avem nevoie de un corp și hai să mergem să ne uităm să vedem care este corpul. Este acesta. Se numește Nick Bass. Trebuie să mergem acum să căutăm părțile corpului și apăsăm aici pe head and body, iar apoi mergem desigur să ne luăm talia de Nick Bass, după care avem nevoie și de brațe, luăm brațul stâng, mergem aici, luăm și brațul drept și desigur avem nevoie și de picioare și picioarele sunt acestea, avem aici piciorul stâng și o să luăm și piciorul drept. Iar apoi mergem la outwear și aici trebuie să luăm costumul acesta de văcuță. Dacă vreți să vedeți numele, îl aveți aici în dreapta, după care desigur o să mergem la bottoms și aici avem rochea aceasta neagră. Dacă vreți să îi vedeți numele, îl aveți de asemenea tot așa aici în dreapta. Iar acum putem să reintrăm pe Brookhaven. O să dau aici și o să mă duc pe un server public, pentru că acum ar trebui să fiu invizibil. Băi, cum arăt! Ia uite-te și tu! Mi se vede corpul acolo sub hartă, însă o să vedeți că o să fiu destul de invizibil. Oh my god! Cum mă mișcam, bro! Trebuie să-mi dau reset din nou la caracter și acum mi se vede o parte din corp, dar dacă o să mă duc aici la ID și o să mă fac mai mic, o să devin mai invizibil, deci trebuie să fii de 0.75 dacă vrei să nu ți se vadă corpul și ia uite-te, mi se vede doar căpățâna, bro. Deci practic acum sunt undeva la 90% invizibil, mi-a mai rămas doar căpățâna în aer, dar te poți camufla și așa, te poți duce de exemplu lângă un zid și poți să îți alegi culoarea așa mai gri, poate griul ăsta, ceva de genul ăsta și deja sunt destul de camuflat, adică dacă o să treacă cineva pe aici, cu siguranță nu o să-și dea seama că e vreo persoană. Acestea sunt cele 3 metode prin care poți să devii invizibil pe noul update din Brookhaven. Să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!